Pardoseala din beton, finisată cu topping, reprezintă unul dintre cele mai rezistente, mai rentabile și mai solicitate tipuri de pardoseli industriale. Întăritorul pentru finisări prin drișcuire topping, fabricat de compania Supraten, este un amestec uscat cu agregate cuarțoase care, încorporat în betonul proaspăt, în comparație cu suprafața netratată, sporește de 2-3 ori durabilitatea și rezistența suprafeței pardoselilor din beton. Pardoselile din beton tratate cu topping prezintă următoarele avantaje. Durabilitate înaltă, peste 25 de ani. Capacitate înaltă de rezistență la sarcini statice și dinamice. Nu atrag praful. Sunt rezistente la umiditate. Sunt rezistente la șoc. Sunt antiderapante. Nu se electrizează. Se curăță și se întrețin ușor. Formează o suprafață plană. Au un aspect modern și atractiv. Pardoselile din beton tratate cu topping sunt destinate pentru hale industriale, depozite, centre comerciale, piețe, stații auto, garaje, parcări auto, saloane, ateliere, stații de întreținere auto, camere frigorifice industriale, terminale de pasageri, săli de expoziții, birouri. În prezent, pardoselile finisate cu topping reprezintă cea mai avantajoasă soluție pentru amenajarea pardoselilor din spațiile comerciale și construcțiile speciale, supuse la solicitări mari în timpul exploatării. Pardoselile finisate cu topping vor costa de 3 ori mai ieftin decât suprafețele placate și de 5 ori mai puțin decât pardoselile pe bază de polimeri. Pardoseala industrială finisată cu topping, cu suprafață de 1000 de metri pătrați, se execută în 48 de ore, pe când montarea plăcilor poate dura minimum o săptămână. Tehnologia de fabricare a acestui tip de pardoseli industriale solicită un echipament special și buni profesioniști. O astfel de lucrare e mai bine să fie încredințată specialiștilor. Compania Supraten colaborează cu compania Pavaj Construct, considerată pe piața pardoselilor industriale o companie profesionistă. Executarea pardoselii industriale constă în următoarele etape. Etapa 1. Turnarea betonului. Pentru amenajarea pardoselilor de înaltă rezistență, se recomandă beton de marca minimă 300. În vederea asigurării unei planietăți perfecte a suprafețelor betonate, se utilizează tehnologia nivelării cu laser, ceea ce sporește calitatea și accelerează procesul de executare a lucrărilor. Etapa a doua. Consolidarea și nivelarea amestecului de beton. Acest proces se realizează cu ajutorul unei rigle vibrante. Sub acțiunea vibrațiilor, amestecul de beton se nivelează și se tasează până la cota necesară. Betonul consolidat se remarcă printr-o înaltă rezistență la acțiuni mecanice și la îngheț. După încheierea operațiunilor de consolidare și nivelarea betonului, în funcție de temperatură și umiditatea ambientă, se recomandă o pauză tehnologică de 2-7 ore pentru priza și durabilitatea betonului. Etapa a treia. Aplicarea întăritorului de pardoseală topping fabricat de compania Supraten. Amestecul întăritor topping se aplică prin presărare cu ajutorul unui dispersor pe suprafața de beton încă umedă. Această operație se execută în două etape. În prima etapă se toarnă 2/3 din normă, în etapa a doua, treimea restantă. Amestecul topping se aplică în două etape pentru a asigura o înglobare uniformă a amestecului pe toată suprafața și a spori rezistența la uzură a pardoselii. Pentru nivelarea finală a suprafeței, se utilizează mașinile de drișcuit cu discuri sau așa numitele elicoptere finisoare. Operația de drișcuire cu discuri se repetă periodic până la obținerea unei suprafețe netede. Închiderea totală a porilor pe suprafața plăcii de beton se realizează cu ajutorul paletelor în etapa finală de șlefuire a betonului. În funcție de planietatea suprafeței de beton, unghiul de înclinare al paletelor în raport cu suprafața prelucrată se mărește până când pardoseala devine netedă și lustruită. Stratul superficial de protecție se realizează prin aplicarea pe pardoseală a unui lac special. Astfel, sporește rezistența suprafeței la uzură până la 500 de ori și se exclude formarea de praf în procesul de exploatare a pardoselii. Etapa finală. Tăierea rosturilor de tasare și de deformare. Suprafața betonată rostuită nu formează fisuri la contracție. Rosturile se etanșează cu un material special. În acest mod, se obține o pardoseală durabilă.
Compania Pavaj Construct propune o abordare complexă și soluții constructive moderne pentru executarea pardoselilor industriale utilizând întăritor pentru beton Topping, produs de compania Supraten. În funcție de cerințele estetice, pardoselile din beton finisate cu Topping pot fi realizate în diferite culori. Compania are o productivitate de până la 1000 de metri pătrați de pardoseală pe tură. Pavaj Construct asigură o abordare profesionistă cu materiale moderne.